Salut, prieteni! Astăzi vreau să vorbim un pic despre respirație. Deși am mai amintit asta în alte filmulețe, vreau să fiu un pic mai specific și mai concis astăzi. Gândiți-vă atunci când mergeți la o plimbare de seară, într-un parc. Respirația este lentă, corelată cu mișcarea pe care voi o faceți. Vă plimbați alături de o persoană, puteți să stați de vorbă cu ea, asta înseamnă că respirația voastră se întâmplă într-un ritm lent. Acum, pe de altă parte, multe persoane care vor să alerge sau să facă antrenamente mai intense, nu știu să respire și se blochează. Acum să ne gândim în ce se întâmplă atunci când alergăm. Membrele noastre și cele superioare și cele inferioare se mișcă foarte repede. Asta înseamnă că și respirația noastră trebuie să fie corelată pe mișcarea pe care o facem. Adică trebuie să respir un pic mai alert. Corelat cu mișcarea pe care eu o fac. În momentul ăla, oxigenul ajunge la celule, nu vă mai blocați și iar alergarea devine ceva plăcut. În momentul în care se vor elibera endorfine, vă veți simți fantastic și va fi un moment de bucurie. Primul exercițiu pe care vi-l voi prezenta astăzi vă va testa un pic capacitatea aerobă. Vreau să vă așezați într-o poziție de fandare și menținând picioarele la un unghi de 90 de grade, abdomenul este retractat sau încordat, umerii sunt relaxați, spatele și privirea este spre înainte. Piciorul din spate vreau să fie tot timpul cu vârful întins pe sol. Din poziția asta, gândiți-vă că alergați și mișcați brațele cu cea mai mare viteză pe lângă corp, în timp ce corelați respirația cu alergarea. Deja această mișcare vă va solicita să țineți abdomenul foarte încordat, fesierii și ei vor trebui să fie încordați, să vă ofere un pic de stabilitate la bazin, iar mișcarea brațelor va fi una din ce în ce mai accelerată, până la punctul la care veți simți că nu mai aveți oxigen. Aș zice eu undeva la 30-50 de secunde, poate chiar un minut puteți încerca. De recomandat ar fi să faceți cam 4 serii pe acest exercițiu. Al doilea exercițiu va fi alergare cu genunchii la piept. Din poziția inițială este stând sprijinit pe ambele picioare. Începem să alergăm cu genunchii la piept, ridicând genunchiul întotdeauna mai sus decât linia șoldului. Alternativ, brațele se vor mișca și ele în sincron cu genunchii și vom avea o mișcare coordonată cu braț și picior opus. Tot timpul trebuie să aveți în vedere ca abdomenul să fie tras și genunchiul să-l ridicați cât mai sus cu putință. Relaxați umerii astfel încât să puteți mișca brațele ușor pe lângă corp și să le puteți sincroniza cu genunchii. Gândiți-vă să dați tot ce puteți voi pe acest exercițiu, preț de 30 de secunde sau 50 de secunde, după care veți face o pauză de 30 de secunde și veți relua de 3 sau de 4 ori acest exercițiu. Al treilea exercițiu de astăzi va fi săritura cu picioarele apropiate, săritura în 4 puncte. Și vă veți imagina, sau puteți chiar să vă desenați dacă sunteți afară cu o cretă, în casă puteți să vă faceți niște repere vizuale cu șervețele. Ideal ar fi să vă imaginați că aveți un X sau un plus pe sol, iar voi cu palmele în șolduri puteți să începeți prima dată, apoi cu brațele apropiate în fața corpului. Vă imaginați că săriți în cele patru colțuri ale X-ului sau ale plusului pe care voi le faceți. Veți sări cu cea mai mare viteză posibilă și veți da tot ce puteți din voi, la fel preț de 30 sau 50 de secunde și preț de 4 runde. Astea au fost exercițiile de astăzi, sper că v-au plăcut. Nu ratați filmulețul următor, care va fi despre recuperare, și nu uitați, totul pornește de la un gând.